Doamnelor și domnilor, bun găsit, ediție nouă, direct la subiect. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi vorbim despre fotografii. Ne place tuturor și am învățat mai cu toții să facem fotografii din cele mai sofisticate, cu tot felul de filtre, cu tot felul de efecte. Meseria de fotograf cred că este una dintre cele mai apreciate la ora aceasta, când toți ne dorim să arătăm bine pe rețele de socializare, pe YouTube-uri, pe mai știu eu ce. Astăzi însă vorbim despre niște fotografii mai speciale. Este vorba despre cele pentru nou-născuți, care necesită o tehnică specială, o abordare specială, o sensibilitate anume. Și tocmai de aceea avem astăzi invitată o fotografă care se ocupă cu așa ceva. Imola Blaga este numele ei. Bine ai venit, Imola, în studioul nostru. Bine v-am găsit. Nu ne-am văzut de ceva timp. A durat și cu tine așa un pic să te convingem să vii. Sunt obișnuită în spatele camerei. Îți place mai mult? Da, mult mai mult. Trebuie să vii să ne dezvălui secretele, pentru că sunt adevărate secrete în spatele. Noi am mai vorbit odată la radio și mie mi s-a părut așa fascinant ce faci, deși ne știm de atâta timp, dar când ai intrat în detalii și ne-ai spus ce presupune o ședință, în special de newborn, pentru că tu ești și fotograf de familie, nu doar pentru nou-născuți, am rămas așa un pic blocați, pentru că avem doi colegi aici care și ei se ocupă, sunt fotografi de profesie, printre altele, dar cred că i-ai uimit și pe ei cu ce ai spus despre acest gen de fotografie. Da, și ei fac într-adevăr fotografie, dar nu cred că s-ar descurca pe nișa aceasta. E o nișă aparte, e o nișă extraordinar de frumoasă și de dulce când îi vezi copilașii cum stau și cum cât de diferiți până la urmă fiecare, dar ei n-ar avea atâta răbdare. Asta e clar. Și nu știu, mie mi se pare că nu au atâta atenție la detaliu respectiv, mai ales la copii, pentru că în general e privit așa fotografia de ansamblu. Tu te focusezi strict pe copil. Pe nou-născut. Nu neapărat copil, copilul și cel la 3, 4, 5 ani, un an, la nou-născut. Nou-născutul, majoritatea care îmi vin la mine la studio au până în 14 zile. Pe lângă că trebuie să fiu atentă la detalii, la mânuțe, la degete, ca să arate poza bine și tehnic, dar și să fie estetic, trebuie să am grijă de siguranța copilului. Asta e în primul rând. Copilul are 2 săptămâni. Am avut copil care mi-a venit la 6 zile. Deci a ieșit din spital și în 2 zile a venit cu el în studio. În primul și în primul rând e siguranța copilului, trebuie să am grijă. Explică-mi și mie cum faci chestia asta, că uite, sunt mamă. Mie, dacă mi-ai pune acum un copil de 6 zile în brațe, n-aș ști ce să fac. M-ar trece toate emoțiile, toate transpirațiile când îl văd așa micuț. Cum procedezi? Pentru că mi se pare o parte foarte sensibilă. Dar nu știu, m-am obișnuit cu ei, nu mai mi-e frică să îi țin, într-adevăr, recunosc că am început și am exersat pe nepoțica mea și atunci a fost cobaiul. Da, a fost cobaiul după ce am făcut cursurile necesare sau așa, a fost cobaiul și atunci am învățat. Am avut totuși noroc, a fost un pic mare, mai mare, nu ca și copilașii, nu au avut aproape 4,5 kg, ceva de gen, nu mai știu exact cât a avut. Deci am avut cum să exersez pe ea sau așa, dar într-adevăr, acum copilașii îmi vin, cum ai spus tu, îmi vin și la 3,2 kg, sunt foarte micuți. Am noroc că în ultimul timp s-au născut copii peste 50 de centimetri, sunt mai lungi și atunci parcă nu mai sunt chiar atât de mici de firav, dar cu experiența. Dacă ai, vine și îți pune în fiecare săptămână copii în brațe, câte 1-2 copii pe săptămână, aceștia micuți, te-ai obișnuit și nu ți-ar mai fi frică. Știu ce le place, știu cum să-i țin, să se liniștească la mine în brațe, ei simt că eu sunt liniștită și că mi-e drag de absolut toți copiii, nu simt mirosul de lapte ca la mama, de-aia se mai neliniștesc la mama la mine, nu simt mirosul de lapte și îmi dau seama ce le place, ce le place și cum se simt ei liniștiți, aia e cel mai important. Cât durează acest proces? Pentru că mie asta mi se pare partea cea mai grea. Că până la urmă fotografia, când deja copilul e liniștit, înfășat acolo, aranjat, cred că stă o perioadă cel puțin liniștit ca să
vorbind așa. Crezi? Nu toți. Bun, am înșelat și cu asta. Da. Nu toți. Ca durat o ședință foto durează undeva o oră jumate, nu prea am scos sub o oră jumate și 3 ore. În funcție de copil, de bebe, dacă e în puseu, nu e în puseu, e liniștit, doarme, dacă doarme, clar e excelent. Dar pe de altă parte, părinții și-ar dori și poze cu ochii deschiși, adică să nu doarmă, să fie el cum îi sau ea, fetița, dacă să fie ei, cum îs da, copila natural. Și naturali. Într-adevăr, n-aș putea să fac o ședință dacă nu doarme deloc, doar înfășat. Pentru că nu stă copilul atâta, o oră jumate, un copil atât de mic nu ar sta fără să se nerveze, că nu are atâta răbdare. Dar înfășat și cu multă răbdare și cu multă liniște și cu mici tehnici de a liniști copilul, reușesc să fac, până acum n-am avut nicio ședință care să nu reușesc să o duc la capăt. Adică să n-am ce să le dau la oamenii respectiv poze. Este o problemă, într-adevăr, dacă mama are așteptări și vrea anumite cadre și vrea anumite poziții cu copilul și copilul nu se simte liniștit sau nu se liniștește în poziția respectivă, da, atunci este o problemă și e mult mai greu de făcut că nu reușesc. Atunci nu reușesc să-l pun dacă copilul nu... Tu te ocupi de toată partea asta, de la, nu știu, primit copilul înfășat, pregătit, liniștit, toate astea? Da. Este un proces pe care tu îl... Da. Eu mă ocup de tot, doar de partea de hrănit, aia e mama, care trebuie să fie mama. Dar în rest, da, eu pot să-i schimb, dar majoritatea, fiind într-un loc liniștit, în care eu nu-i... Nu grăbesc părinții. Dacă ei, eu îi las să și alăpteze dacă vor, nu trebuie să-și aducă lapte praf. Într-adevăr, prefer cei cu lapte praf că se liniștesc mult mai repede, dar dacă ei, părinții nu hrănesc copilul cu lapte praf, nici de cum să nu vină cu lapte praf. Să alăpteze, să stea o oră, trebuie liniștit copilul să alăpteze, atâta alăptează, o oră va sta în studio și va alăpta, absolut nicio problemă nu ar fi. Într-adevăr, ședința foto, cum am zis, durează cam o oră jumate, 3 ore, dar cel mai des undeva la 2 ore, cam acolo îs majoritatea ședințelor, dar efectiv timpul de pozat e 20 de minute. Oh, scurt până la urmă. Atâta e. Restul e liniștitul, schimbatul. Trebuie să-l și schimb, pentru că de cele mai multe ori nu, ședința nu se desfășoară într-o singură ținută. Nu. Și undeva două, trei ținute. Decor, unul de bază, unul, două de bază maxim, după care sunt niște variații cu, da, să aibă mai multe culori sau depinde de ce culori și ce decor își aleg părinții să facem. Dar, da, trebuie schimbat. Trebuie, nu trebuie neapărat schimbat în ținute, dar arată într-adevăr, fiecare decor are un, e gândit cu o anumită ținută, cu o anumită culoare, arată bine, combinațiile de culori trebuie să arate și estetic, nu doar să fie pus acolo și facem poza. De multe ori, când vedem pozele așa cu copii, ne spunem, Doamne, cât de chinit să... Nu, ca și adulți, ni se par niște poziții nefirești. Ai senzația că copilul este chinuit. Tu știu că îmi spuneai la un moment dat că este o adevărată tehnică, adică ceea ce nouă ni se pare nefiresc e exact poziția copilului care a stat în burtică așa sau încerci să-i așezi în niște... există niște poziții în care trebuie să-i pui, să-i aranjezi pe micuți. De aceea se fac ședințele până în 3 săptămâni, cel mai ok undeva 10-12 zile. Deci aia îi ideal. Perfect, ideal, excelent, atunci e cel mai ok. Dar am învățat tehnici cu timpul, clar, să pun copiii în poziții de nou născut, nu chiar toate, sunt unele poziții care poți să pui și copiii mai mari, în poziții de nou născut undeva până la 5-6 săptămâni. Dar, într-adevăr, cu cât trec de cele 2 săptămâni, cu cât trece copilul de vârsta de 2 săptămâni, Nu mai sunt atât de elastici. Se obișnuiesc cu lumea de afară, nu din burtică, unde au stat
mult mai chinuiți decât zice lumea că îi țin eu. Gândiți-vă, un copil zâmbește dacă nu stă bine sau dacă ceva e chinuit. Uitați-vă în poze. Da. Nu îi un gram de chinuială pe copil. Eu nu îi editez să scot plânsul sau să scot încruntatul sau într-adevăr scot petele specifice vârstei care sunt, da. O pete roșii sau cojițe sau chestii din astea, dar în rest nu schimb absolut nimic la fața copilului, pentru că vreau părintele să-și aducă aminte de cum a fost copilul la vârsta respectivă. Spuneai la un moment dat, nu știu, că îți ia nu știu cât timp să aranjezi degețelele. Da. Care e cea mai complicată parte în tot acest proces? Care ți se pare? Aranjatul copilului ca să-mi placă mie. Eu care, nu că nu, mi-e drag, foarte drag de copil, dar n-am un atașament ca o mamă față de copilul ei. Clar, n-am cum să am atașamentul acela. Și atunci eu mă uit la copil nu doar cât e de dulce și cât de mult îl iubesc sau așa, mă uit și estetic să arate bine. Și atunci degețelele, clar, trebuie să fie drepte, să fie apropiate, fața să fie relaxată. Sunt anumite poziții în care copilul, el se așează, stă, dar îi ia un minut, două, poate chiar la alții, să se și relaxeze. Că ei acasă nu sunt ținuți în poziția aia. Ei sunt ținuți cu mânuțele libere. Bine, sunt unii, într-adevăr, care încă îi înfașă cu picioarele drepte și cu mâinile pe lângă corp și nu știu ce. Recunosc că cu ei e un pic mai ușor de lucrat, că s-o obișnuiți să stea într-un loc. Dar sunt foarte puțini care îi mai înfașă așa acasă. Și atunci vin la studio și ei lăsați liberi, chiar două săptămâni sunt lăsați liberi să dea din mâini, din picioare. Și în momentul în care eu îi pun, le iau un minut, două, depinde cât îi ia, să se relaxeze în poziția respectivă. Sunt alții care sunt foarte sensibili. Dar nu sensibili, nu că au făcut părinții, Doamne ferește, ceva greșit. Așa sunt ei, sensibili în ideea că orice, simt, da. Simt atinsul. Când pui mâna pe ei, simt că dacă îi atingi un pic pe bucă și imediat fac grimase. Sunt alții care, dacă n-au suport la mâini și la picioare să simtă că dau în ceva, se sperie foarte repede. Și atunci durează foarte mult prima jumătate de oră până îmi dau seama exact ce simte copilul și la ce se sperie de fapt. Că se sperie până la urmă. Uite, ai ajuns să controlezi foarte bine chestia asta și să-ți dai seama de emoțiile până la urmă copilului și de stările lui. Cât timp ți-a trebuit? De cât timp deja? Ai câțiva ani buni de când lucrezi? Da, cred că vreo 7 ani am. Dar serios, pot să zic că de vreo 4 ani, cam așa. Primii ani am tot încercat. Cum ai început? Ai vrut să faci chestia asta sau a fost așa o coincidență, o conjunctură? Nu, am vrut foarte mult, mă uitam, cred că de vreo 15 ani cel puțin, mă uitam la pozele fotografilor străini că nu prea erau la noi. Erau, dar nefiind netul atâta de Facebook-ul și Instagram-ul ce este acum, nu știam de ei. Erau, că sunt la Cluj, sunt la București, la București nu neapărat, la Cluj, că parcă de la Cluj a plecat în România toată treaba cu ședințele de nou-născut, sunt care fac și de 20 de ani. N-am știut de ei și clar mă uitam la fotografi străini care fac treaba asta, care acum sunt un brand. Dacă zici Kelly Brown, de exemplu, clar te gândești la nou-născut, nu există altceva când spui Kelly Brown. Mă uitam la ei și vedeam și îmi plăceau cum fac. Am încercat într-adevăr să fac o ședință fără niciun curs, fără absolut nimica. Bine, mă uitam pe net, mă uitam pe YouTube, mă uitam la cursuri predate de străini sau ceva, dar în momentul în care mi s-a pus copilul în brațe, într-adevăr avea și mai mult, că mi-a fost frică totuși să fac atât de mici și cred că avea vreo lună jumate. N-am reușit absolut nimic să fac. Adică din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al părinților, da, au fost poze cu copilul lor mic și nu poze cu telefonul, că pe atunci nici telefoanele nu erau ce e acum. Clar, cred că și acum apreciază pozele respective, dar estetic nu erau ce trebuie, clar.
Și am zis clar, nu pot să văd chestia asta, nu se poate învăța de pe YouTube, nu se poate învăța de pe telefoane, de pe orice. Trebuie să mă duc la cineva ca să văd exact, să-mi explice. Erau chestii care eu până acum, oricât te-ai uitat pe net, nu ți-ai fi dat seama și în momentul ceva de genul, atât de ușor era. Adică nu era chiar atât de greu, dar nu le-am văzut pe net și nu mai știu la câte cursuri am fost până acum. Dar da, așa am început. Te specializezi permanent, urmezi cursuri. Ce presupun aceste cursuri? Ce te învață? Că mă gândesc că nu te învață doar tehnică, absolut ce ține de fotografia în sine și partea tehnică, ci și de, cum spui tu, estetică, aranjatul copilului, liniștitul copilului. În primul și în primul rând, absolut toate cursurile încep cu siguranța copilului. Tehnici de siguranță, tehnici de a ne da seama psihologia copilului, psihologia bebelușului. Nu pot să zic că psiholog, Doamne ferește, nu, dar să-mi dau seama când e foame, când plânge, că de fapt, sau mârâie, că nu prea plâng. Că există un disconfort. Că există un disconfort de poziție sau există un disconfort că are colici sau există ce fel de disconfort, dacă e foame. Sunt mulți copii care nu plâng dacă li-e foame, decât dacă li-e foarte, foarte foame. Dacă când începe foamea, sunt unii care nu plâng, dar poți să-ți dai seama după cum își țin degetele de la mână. Și atunci, oricât aș încerca să-i pun în vreo poziție, în vreo, să-l schimb sau să-i mut căpuțul, nu merge, pentru că li-e foame. Dar ei încă nu simt foamea respectivă atât de tare încât să plângă. Și atunci, clar, mama trebuie hrănit copilul, pentru că nu voi putea să facă absolut nimica și va da în plânsul ăla, acela isteric care nu mai se oprește. Care nu se mai oprește și foarte greu de liniștit după aceea copilul. Dar asta ne învață. Și ce ne mai învață, lucru foarte, foarte important, mă voi zice un cuvânt în engleză că nu știu să-l zic în română. Workflow. Nu știu să-l zic în română. Un workflow al copilului, ca să fie cât mai puțin mișcat, îl mișc clar ca să-l schimb dintr-o poziție în alta, dar care e tehnica de a mișca copilul ca el să nu simtă, dar totuși să-i mut poziția. De pe burtă, pe o parte, cu mâinile puse sub cap sau tot felul de chestii. Este o anumită tehnică în care trebuie să pui copilul ca el să nu se trezească, să nu simtă foarte tare, să se trezească. Dacă ai trezit copilul, trezit de tot cu ochii mari, trebuie reluată toată treaba de la început. Pe mine mă deranjează, doar că durează mai mult timp. Din ce ai văzut tu la cursurile acestea, am văzut că în general sunt mai multe femei care fac sau mi s-a părut mie ședințele foto de acest gen. Așa e, pot să numesc, cel puțin în România, din câte știu eu, poate sunt mai mulți într-adevăr, dar nu îi știu. Cred că pot să-i număr pe degete bărbații care fac treaba asta. Uite, avem și noi doi fotografi, Ștefi, am uitat de Ștefi astăzi iară să-l prezentăm, colegul nostru, Ștefan. Mai avem un fotograf de profesie, Florin. Băieții, voi ați avea curajul noi la o ședință de newborn? Cu copiii, niciun caz. Trebuie să recunosc, Florin nu ar putea într-adevăr să facă ședința de la început până la final, dar este asistentul meu. Am auzit mult spus, că am înțeles că mai, așa că mai vorbesc cu voi, dă cu mopul, poți să-i spui și așa, dar... Nu, la partea de newborn, la partea de ședințele de nou născut, chiar stă și știe ce trebuie să facă. Eu mă depărtez puțin să fac poza și știu în permanență, pot să mă depărtez în siguranță de copil, pentru că știu că el în permanență e cu ochii pe copil și dacă se sperie cumva dintr-o... se numește, dacă nu mă așa, cred că sindromul Moro. Un sunet foarte ascuțit, un sunet brusc, copilul se sperie și întinde mâinile, întinde picioarele. Uite, învățăm și noi multe despre psihologia copilului cred și pedagogia, pentru că sunt sigur, aspecte că de care habar nu avem ca părinți, ne trebuie și nouă niște... Da, sunt sunetele că pică lingurița pe jos sau se aude,
s-aud diferite sunete sau dacă vine cu fratele sau sună telefonul brusc din liniște, nu chiar liniște la mine în studio, pentru că eu am un aparat de sunete albe și într-una șâșâie sau suflă aspiratorul sau diferite sunete albe, deci nu e chiar liniște perfectă la noi în studio, că asta liniștește. Deci uite, și asta este o chestiune, da, care trebuie să o ai în vedere. Cred că nu Gorj, cel puțin jumătate din părinții care au fost la mine și-au cumpărat aparatul respectiv. E un aparat care nu folosește internet, nu folosește priză, nu se încălzește, se oprește în 5-10 jumătate de oră, depinde cât îl setezi tu, și scoate, adică poți să lași în siguranță aparatul respectiv lângă copil. Nu are unde, nu are unde radio, nu are wireless, nu are absolut nimic, care mulți se feresc să țină cel puțin la început. Pe lângă copil, pe lângă copil, da. Și ce face? Deci ce înseamnă un sunet alb? Ca aici? Cam asta face. Învățăm chestii noi, da? Cam asta face, 2 ore la noi în studio, cam asta se aude. Sau sunetul de aspirator sau de fân. Care de obicei, da. Care, da, pe noi adulții ne enervează, tot timpul le zic la părinți. O mașină de spălat, da. Mașină de spălat, hotă, astea sunt sunete pe care noi ne enervăm, dar ei se liniștesc, pentru că asta au auzit ei în burtică. Asta, circulația sângelui, de fapt asta, așa se aude circulația sângelui, ca aspiratorul, ca hota, asta aude copilul în burtă. Te-ai perfecționat în toți acești ani, uite că știu o mulțime de... Și de trucuri și de, da, cum am spus, despre, da, de la psihologie, da, până la... Acum nu pot să zic că n-am făcut cursuri speciale de psihologie sau ceva, dar mi-am dat seama, cel puțin cât îmi trebuie mie pe partea de poze, mi-am dat seama ce îi neliniștește pe copii. Chiar ieri am avut o situație la studio în care au venit părinții la, cred că 16 zile a avut copilul. Da, 16 zile a avut copilul. Au venit de la Reșița până aici cu copilul și toți ziceau că are colici. Dar, din experiența mea, copilul n-avea colici. A avut puseu de creștere de 2 săptămâni. Era neliniștit și am zis, zic, copilul acesta, la cât de liniștit, asta cred că a fost cel mai liniștit copil de un an de zile. A dormit în orice poziție cum l-am pus, a dormit, a zâmbit, excelent a fost copilul acela. Un copil care are colici nu va sta în orice poziție, și cu burtica strânsă, cu picioarele strânse la burtică și cu picioarele drepte și oricum copilul nu stă. A avut puseu de creștere. Chiar azi dimineață mi-a scris mama că nu i-a mai dat picăturile respective pentru colici și copilul într-adevăr nu se strânge. Deci a fost puseu de creștere. Ei dădeau că ei credeau că are colici. Că așa i-a zis toată lumea, că de-aia se strânge că are colici. El a avut puseu de creștere. Uite, da, pe probleme parentale din astea. Cât mă pricep, nu pot să zic că mai mult, cât știu eu, ce am găsit eu în la ședințe foto. În rest, nu pot să zic că... Care a fost chestia care te-a, așa, când te-ai dus pe la aceste cursuri, care te-a surprins foarte tare, ai aflat niște, nu știu să zic, niște detalii, cum ai spus tu, chestii simple, care nu ți-ar fi trecut prin cap și care le-ai... trucuri din astea pe care le-ai învățat la cursuri, care să ți se pară ție surprinzător de simple până la urmă. E o tehnică, tot îi spun lui Florin, când de a liniști copilul, să-i dai peste Pampers, la fund. Nu știu cum să-i spun altfel și tot timpul îi zic la Florin, când eu mă chinui să aranjez degetele și așa, mă ajută într-adevăr ca el să țină copilul liniștit. O tehnică foarte ușor de liniștit, e să-l bați la fund. Dar nu-i bătaie, că el nu simte, că e Pampers-ul, nu-i dă, are, Doamne, îi dă numai cât să simtă un pic de mișcare. Copilul se liniștește foarte, foarte, foarte ușor. Și într-adevăr, eu știam de tehnica asta, că o știi de pe net, imediat se află, aia e printre cele mai ușoare și cele mai la îndemână tehnici de a liniști copilul, dar clar îl vezi atât de mic și dai ușor. Nu trebuie chiar ușor, trebuie cu o anumită intensitate, dar spus nu intensitate, e, da, mult spus intensitate, da, e ciudat să spui că până la urmă dai și să nu înțeleagă părinții altceva. Dar asta a fost o chestie de, wow, așa tare trebuie să dai, adică eu dădeam mai mult mângâiat.
copilul nu simte prin Pampers, prin, în agitația aceea de plâns sau de ceva, el nu simte treaba aia. Și aia a fost o chestie așa de, oh, da, așa tare trebuie să dai. Da. Aceea a fost așa mai de, de wow. Și mai este o tehnică care să-l faci să râgâi. Dar e și de râgit și de liniștit, trebuie ținut cumva în fund și dat iar la fund. Și atunci râgâie foarte repede. Deci ai învățat niște, niște chestiuni, ai putea să faci niște cursuri cu părinții. Nu, că nu sunt atestată, totuși nu. Eu când sunt acolo, absolut la toți părinții le spun, asta am observat eu că merge, voi dacă normal vreți că faceți. Normal că nu faci, da, peste dar nu pot să dorința mă fac. Părintelui sau... Nu, da, nu fac. Absolut toți care vin la mine în studio au încredere, deci nu a fost unul care asta să zică... Asta am vrut să întreb, care e reacția părinților? Pentru că mă gândesc că sunt unii mai panicați, mai speriați, când tu deja ai o tehnică, rapid cred că îl manevrezi. Ce spun părinții? Unii sunt mai... Mă gândesc că li se pare așa, ca și atunci când ești la spital și vezi că, știi, ia copilul, spală la chiuvetă și nu știi cum să reacționezi. Ce spun părinții? Ce spun mamele? Cea mai des întâlnită reacția părinților e nu vii babysitter. Nu poți să vii acasă măcar o lună. Măcar până ne dăm noi seama. Cam asta e reacția părinților. Ei au observat și într-adevăr au foarte mulți tendința de a veni să mă ajute. Nu din rea voință, Doamne ferie, cred că... Normal, că au senzația că nu știu... Da, eu sunt multe chestii care... Eu, în multe situații în care eu las copilul să se liniștească, poate plânge, într-adevăr, mai cârie, mai că nu-i lăsat să stea cum vrea el cu mâna și cârie, nu pot să zic că plânge, efectiv. Am avut, într-adevăr, și care au plâns, dar atunci vin, au tendința să vină să liniștească lângă mine. De obicei, mama, foarte puțin... Tătici am prins care să fie ei mai implicați decât mamele, dar sunt și tătici. Problema când vin mamele lângă mine, mai ales cele care alăptează, copilul simte mirosul de lapte și atunci se agită și mai tare. Și tot timpul trebuie să le spun... E greu să explici. Da, e greu să explic că dacă să păstreze distanța. Da. Bine, majoritatea înțeleg că le explic de treaba asta și dacă nu cred, le dau. Uite, pune la tata, făi, îi arăt tehnica cum trebuie să-l liniștească și mut copilul la mama. În momentul în care l-am mutat la mama, a început să se agite pentru că simțea mirosul de lapte. Care a fost cea mai ciudată cerere care ți s-a... O ședință foto mai neobișnuită? Care au fost cele mai... La nou-născuți nu prea. Nu, la nou-născuți... Singura... chestie, na, mai ciudată sau așa ar fi când vin părinții cu anumite hăinuțe. Hăinuțele care se găsesc pe internet sau pe site-uri obișnuite. Nu neapărat, din China, pe AliExpress, pe Shein sau pe alte site-uri. Nu că nu arată frumos, arată bine, na. Dar nu arată bine pentru ședințe foto. La mine toate hăinuțele sunt special concepute pentru ședințe foto. Mă gândesc și că nu trebuie sunt să practice aibă, deloc. Da, asta am să zic, trebuie nu să fie practice. Și să aibă un grad de comoditate, să fie practice, să fie ușor de îmbrăcat. Nu, practice nu sunt. Aia e problema, că nu sunt practice. Nu sunt. Arată foarte bine, n-au capse. Dacă bebele face pișii, caca, că face, clar, ca să-l schimbi trebuie dată toată jos. Deci nu ai variantă în care să dai la o parte doar să schimbi pampersul. Trebuie dezbrăcat de tot. Toate hăinuțele care le găsești de pe net sau hăinuțe care sunt făcute de... Că și prin lungă sunt foarte multe fete care croșetează, care tricotează sau... Cred că așa se numește. Da, așa se numește. Care fac treburile astea. Problema este firul. Firul din care îți trebuie să fie fir natural, să fie fir moale, angora sau ceva de genul ăsta se numesc, fire care e foarte greu de lucrat cu ele. Știu pentru că am cumpărat o fir din acela și le-am dat lui mama să îl facă și a zis mai bine îți plătesc eu banii și du-te ia din altă parte, eu nu mă mai chinui cu astea. E foarte greu de lucrat cu firul respectiv. Și atunci, dar acele arată bine în poze. Alea sunt moi, alea arată
ca și copilul, pur, dulce, pufos, cele care le... Și atunci, când vin cu hăinuțe, dacă nu are o semnificație aparte, gen să fie căciulița cu care a crescut oare de când a fost vreunul din părinte mic sau e făcută special de o bunică pentru copil, dacă nu are o semnificație aparte, prefer să încerc să-i conving să nu facă. Dacă ei vor neapărat, eu le fac, clar. Nu am nicio problemă cu treaba asta. Doar mie personal, clar, eu poza aia nu aș pune-o niciunde. Oricât de frumos ar sta copilul în poziția respectivă sau cât de frumos ar arăta, din cauza îmbrăcăminții, se poate strica o poză. Tu ai acolo recuzită, ai câte... Ai multă hăinuță. Înainte de a-mi spune, așa să vorbim de număr, știu că tot așa povesteai că e nevoie de o anumită tehnică de spălare, trebuie să ai foarte mare grijă să nu alergizezi copiii, să nu-i, na, sunt sensibili, da. Cum le speli, cum le folosești. Sunt spălate? Nu neapărat, nu există o tehnică anume. Le spăl cu... De la magazine, de oriunde... cu șampon, nu șampon, nu, detergent special pentru copii, fără miros, fără alcool, fără alte treburi. Am avut cazul în care am aruncat hăinuțele deoarece a făcut caca, de s-a umplut până la păr copilul și clar și hăinuța a murdărit-o și partea aia nu am cum să o scot decât cu clor sau cu detergent puternic. Și n-am mai avut încredere în hăinuța respectivă să o pun, să o dau la alt copil care poate să fie sensibil, să îi apară iritații și atunci am preferat să arunc hăinuțele și să iau altele. Câte hăinuțe ai? Nu știu. Ești tentată tot timpul să cumperi? Cam atât ai locul de hăinuțe și am vreo 3 stive. Dar mai am loc. Ai și niște decorațiuni foarte frumoase, o recuzită, ai mai multe cadre pentru fotografii, da. Îți faci singură, știu că îți mai și faci singură din recuzită, chestii mai micuțe. Chestiile de decor, nu recuzita în care ai pus copilul, recuzita în care ai pus copilul nu știu să o fac și atunci prefer să le iau de la oameni care știu să facă, care... au tratat lemnul respectiv cu ce trebuie, să nu fie... nu știu ce se poate întâmpla de la lemn, eu prefer să alea să le cumpăr. Dar chestii de decor, o umbreluță, un curcubeu sau tot felul de chestii din astea care nu ating neapărat copilul, nu ating copilul care se pun pe lângă, alea, na, le mai fac, le mai vopsesc, dau câte o tură pe pod, văd ce găsesc pe acolo. Care e ultima achiziție? Hăinuțe. Hăinuțe? Hăinuțe, da. Eu nu sunt... sunt foarte mulți fotografi care fac poze cu copii dezbrăcați. Eu nu sunt adepta fotografiilor, da, nud la copii. Și din cauza că pun copilul pe diferite suprafețe care, dacă se întâmplă ceva, sunt foarte greu de spălat. Și din cauza aceasta, dar și din cauza că nu vreau eu să fac poze cu copii dezbrăcați. Și atunci, făcând cu hăinuțe, mă plictisesc de cele vechi și atunci trebuie să am și eu o varietate. La oameni, da, au tendința câteodată să aleagă. Chiar am avut o lună în care o anumită ținută de care eu m-am plictisit deja a fost aleasă de absolut toți, a fost aleasă. Eu m-am plictisit de ea, nu mai suport. Dar cum faci, le prezinți oferta sau vede lumea din fotografiile tale de pe internet? În urma discuțiilor cu mămica de obicei, foarte rar vorbesc cu tăticii, dar cu mămica de obicei vorbesc, îi întreb pe ce culoare vor să meargă ședința. Majoritatea s-a rost cu albastru, clar, dar am și cerințe, mie îmi place verde, îmi place diferite culori și atunci în așa fel fac decorul și am pentru fiecare decor am 2-3 hăinuțe și le dau la ales la părinți. Majoritatea îmi spun care crezi tu, dar eu le zic clar, din astea 3 care vi le-am arătat, oricare merge și arată foarte bine în decorul respectiv, deci puteți alegeți oricare din ele. Cum se desfășoară ședința? Vine mama, tata, ai avut, nu știu, să vină
5, să vrea mai mult să vină, să asiste la ședință. Bine, știu că nu e posibil, că nu e ok să-i aduci în... Dar dacă vor să vină cu bunicii, am avut care au venit cu bunicii, dar au venit la început, au făcut pozele, bunicii au plecat. Cu cât e mai multă lume în încăperea unde se face ședința, se agită și automat transmite energia și agitația copilului și nu am ce să fac. Am avut, cred că 5 sau 6 au fost, nu știu, dar au fost frați. A venit, a rămas mama cu mine, tata a plecat cu ceilalți copii și dacă sunt copiii mari, ei au răbdare să stea. Dar bine, rest, acum tu te-ai și obișnuit, pentru că acum ai studioul propriu unde faci fotografiile, dar cred că te-ai obișnuit cu orice fel de situație, că e mult mai greu să-ți cari toată recuzita și toate hăinuțele, da, și absolut eu am tot, început, să da. Mergi în casa omului. Nu mai merg acasă. Recunosc, așa că ți se pare obișnuit. Acum, da, este... Da, nu, n-aș mai putea să merg la oameni acasă. La început, când am trecut la studio, dădeam varianta încă de a merge acasă sau veni la studio, dar mi-am dat seama că nu pot să evoluez. Am făcut, cred că vreo 3 ani acasă la oameni și nivelul meu de fotografie a rămas acolo. Nu puteam să evoluez de nicio culoare. În momentul în care am ajuns la studio, am observat progresul și atunci am zis, n-are rost să scad din nou calitatea, să merg acasă la oameni. Cine vrea poze, copilul oricum, de-aia m-am și specializat să fac poze și la 5-6 săptămâni, dacă ți-e frică să-l aduci la 2 săptămâni, adu la 5-6 săptămâni, nu contează, poze vom face, eu am recuzită specială și pentru copii mai mari care nu dorm. Într-adevăr, sunt anumite propsuri, pătuță sau băncuță, care dacă copilul Uite, nu doarme... Uite, ce înseamnă props? Să explicăm, că nici eu nu știu ce înseamnă. Da, nu știu dacă este cuvânt în românește. Props, pătuțul, găleata, scăunel... Deci un fel de recuzită specială, da. Da, în care pui obiectele, efectiv, da, nu obiecte de decor, în care pui copilul în el. Și am pătuți mai mare, am tot felul de chestii care sunt un pic mai mari și poate să stea și un copil care nu doarme. Adică nu există riscul să pice cum l-ai pus să pice. Oricum e Florin acolo care are e cu ochii pe copil. Bun, am rămas puțin timp la dispoziție, dar da, Ștefi, ne-a făcut 5 sau 10 minute, Ștefi? A, 10, bună, mai putem întinde. Aș vrea să vorbim un pic și de munca după aceea, după ședință, pentru că munca ta nu se oprește aici. Cred că asta, până la urmă, este partea cea mai plăcută, nu? Fotografiile cu copilul. Ce-i mai frumos? Ce-ți place mai mult? Mie îmi place partea de studio mai mult. Îți place partea de studio, da. Că după aceea urmează Îmi place și editul, nu pot să zic că nu, chiar îmi place editul, dar mie îmi place editul, eu așa mi l-am conceput. Le dau la părinți să-și aleagă, aici am schimbat puțin față de cum am început eu. Mi-am dat seama că mi-a foarte mult timp editul, pentru că eu nu pot să las poza, eu vreau să fie perfectă din punctul meu de vedere sau perfectă cât pot eu în momentul respectiv să o fac. Și atunci îmi ia foarte mult timp să editez toate pozele, le dau la părinți să-și aleagă. În pachet deocamdată am 40 de poze la partea de nou născut. Dacă întrebați fotografii, e enorm, dar eu prefer să dau atâta. Și le dau să-și aleagă. Și atunci, dacă ei își aleg cele 40 de poze, eu din alea 40 îmi aleg preferatele, întâile lucruri pe care îmi plac mie, după care iară le iau și le lucru și celelalte. Ce înseamnă la 40 de poze? Ce înseamnă? Ca și timp? Editarea. Ca și timp de editare? Cât îți mai ai? Așa întins cam 3 zile, dar efectiv lucru undeva la vreo 20 de ore, dar nu pot să legat într-o zi, clar. Da. Trebuie întins pe vreo 3 zile. În funcție de așa, 2-3 zile în funcție de cât e copilul de... Dacă are doar niște pete roșii, aia merge mai repede, dar dacă are și tot felul de coșulețe, că e perioada în care le erupții, iasă, da. Da, așa, atunci le-am ia mai mult, pentru că până stau să curăț 40 de poze, alții își aleg și în plus. Și atunci trebuie să stau la mai multe să aleg, îmi ia mai mult timp. N-am apucat să vorbim deloc, mai e și ședință, am văzut, cu graviduțe. Da, am început să descoper și partea aceea. Până acum mergeam în natură și erau niște ședințe. În studio e total altceva,
nu poți să te bazezi pe lumina de afară și pe naturalețea de afară sau așa, și atunci trebuie avut grijă la tehnică, să fie totul perfect, să fie totul... Și acolo e o altă tură de investiții. am fost la și la câteva cursuri de maternitate, dar acum, anul ăsta, pe aia am zis că vreau să mă duc să mă perfecționez pe partea de maternitate în august. Da, uite că vedem și niște fotografii foarte frumoase. Astea sunt toate făcute în studio, nu? Da. Sunt, cred că vreo două în decorul de Crăciun, făcute, care, da, na, m-a ajutat și decorul, dar clar eu merg foarte mult pe chestii simple în care mama și burtica e pusă în evidență, nu pe decor neapărat. Aici care au fost cele mai ciudate sau neobișnuite cereri ai avut? Nu, cereri nu am avut. Neobișnuite, iar nu pot să zic că am avut. La studio, cei care vin la studio nu prea au cereri neapărat neobișnuite, dar am multe cereri în care vin de pe Pinterest cu poze și contează foarte mult corpul. O anumită poziție nu merge la toată lumea. Sunt vreo două, trei poziții care merg la orice tip de corp, dar nu merg absolut toate la orice tip de corp. Și cunoscându-mă și pe mine, știu ce merg la majoritatea fetelor gravide care au luat câteva kilograme în plus față de ce au fost ele obișnuite și trebuie puse în așa fel încât să arate foarte bine. Atunci, în momentul în care îmi vii cu o poză, vreau așa, majoritatea de pe Pinterest sunt fotomodele, nu știu cum rămân gravide și rămân la fel de slabe și păstrează formele. Da, și păstrează formele. Mă gândesc că și edit mult, foarte mult edit și de să arate în acel fel, în da. Acel fel, dar ale singurele cerințe mai grele și mai, nu știu cum să le explic la mame respective. Asta e partea, că, de fapt, cea mai grea, să explici, da, că da. Nu ai cum să o scoți. Ideea e mai ușor cu copilul, că copilul nu are treabă, el nu are. El înțelege, nu are nicio problemă. La mamă trebuie să-i explici că eu îți fac dacă vrei poziția respectivă, dar nu te avantajează. Mai ales că la mine îmi vin cu o lună înainte să nască, unde hormonii îs la maxim. Dar e frumos, e frumos și e frumoasă și partea aceea. De maternitate. Da, 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 da. Poți să scoți... Uite, de ce calități ai nevoie ca să fii un fotograf de familie, de maternitate, de newborn? Pentru că dacă întrebăm iară pe băieți, nu știu dacă ar fi pregătit să facă asemenea poze. Nu. Nu. Cred că de aceea în Lugoj nu sunt... Au potențial. Sunt unii fotografi care ar avea, mai fete, clar, care au venit mai noi, ar avea potențial de a face treaba asta. Ca băieți, sunt și băieți care cred că ar putea, dar fiind obișnuiți să lucreze cu adultul, cu copilul nu poți. Copilul, dacă a zis nu, apoi nu. Ori trebuie să știi cum să-l, dacă e mai mare și te înțelege, cum să-l păcălești, dacă nu... A, uite, iar un aspect de care n-am vorbit, dar o să vorbim într-o ediție viitoare. Ce faci cu cei de la un an în sus pe care nu-i mai pui cum vrei tu? E da. Foarte greu. Cel mai greu e cu un an jumate, doi ani jumate. De obicei, dacă vor în studio, le recomand să facem afară un an jumate, doi ani jumate. Singurele ședințe care merg făcute la un an jumate, doi ani jumate, dacă copilul e foarte liniștit, că sau, sunt și copii liniștiți, dar 90% nu sunt liniștiți, e ceva normal pentru vârsta lor. Clar le recomand ori să-și iau pachete foarte mici, ori în natură să le facem. Pentru că ei n-au răbdare. N-au răbdare să stea în decor, nu au răbdare, pleacă, aleargă, fug. Se pot face într-adevăr de Crăciun, unde cel puțin un decor îl fac
unde copilul trebuie să facă ceva, nu doar să stea la poză, ori să arunce cu zăpadă pe sus, ori sunt jucării unde se poate juca, ori anul acesta aș vrea să fac ceva cu un pat unde poate să sară în pat sau chestiile astea, unde să facă ceva copilul și să-l țină măcar cât să reușesc să-i capteze atenția. Deci e tot timpul decorurile gândite și pentru copiii un an jumate, 2 ani jumate. În rest, dacă vor o ședință, le recomand parte de exterior. Imo, trebuie să închem. Ștefi e deja în picioare, deci să pregătiți să ne evacueze din studio. N-avem ce să facem, a trecut foarte repede timpul. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Ne mai vedem, reluăm. Am rămas la 1 an jumate, da? Deci ce se petrece de acolo? Când vin de la cursuri. Bun, te așteptăm. Închem aici, cam asta a fost emisiunea de astăzi. Imo la Blaga, am vrut să zic tot, dar uite că așa e și pe unele fotografii, să știe lumea cum te găsește, unde te găsește. Dacă dă Imola, mă găsește. Te găsesc. Bun, fotografie de familie și newborn, nou născut, ca să fie pe înțelesul tuturor. Ne oprim aici, a expirat timpul. Vă mulțumim pentru atenție, ne vedem data viitoare.